Cea de 11-a ediție a Taberei Naționale de Documentare și Creație Măgura Art 2023 s-a încheiat în aceste zile cu expoziția de la galeriile Ion Andreescu și cu tipărirea broșurii dedicate evenimentului. Sunt ultimele trei etape, dacă se poate spune așa, pentru că am avut, bineînțeles, partea aceasta de, hai să-i zicem, vernisare a lucrărilor din tabără, apoi partea de expoziție pe care, într-adevăr, buzoienii o pot vizita până la sfârșitul lunii și elaborarea unui pliant, unui catalog a acestei tabere, un pliant care, de fapt, este martorul, dacă se poate spune așa, final a acestui proiect derulat împreună cu Consiliul Județean. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul financiar și pentru faptul că, iată, un proiect de arte vizuale a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Principalele obiective ale perioadei de documentare și cercetare au fost situate în Geoparcul UNESCO, Ținutul Buzăului. Vom continua și probabil că vom continua cu o echipă un pic mai mare. Sunt deosebit de mulțumit că, iată, avem anul acesta și anul acesta un reprezentant din Republica Moldova, din Basarabia, Alexandru Macovei, care a ținut foarte mult să vină în acest proiect și care s-a simțit foarte bine la noi. Este, dacă vreți, un proiect de arte vizuale care necesită însă un efort, aș zice eu, foarte mare și din partea artiștilor și din partea organizatorului, pentru că înseamnă parte de documentație, parte de, aș zice eu, transpunere pe material definitiv a schițelor și fotografiilor făcute la locurile vizitate într-un timp extrem de scurt. Inițiatorul și coordonatorul proiectului, artistul Valeriu Șușnea, își dorește ca în anii viitori durata taberei Măgura să fie extinsă pentru ca artiștii să poată vedea cât mai multe locuri din județ. Activitățile din timpul Măgura Art au fost descrise în broșura ediției de către profesorul George Tarara. Anul acesta alături de noi a fost și, ca și anul trecut, a fost invitat domnul profesor George Tarara, care a fost cronicarul acestui foarte frumos eveniment și dumnealui ne-a făcut un text foarte frumos pe care, bineînțeles, l-am inclus în acest album, acest pliant. Cei 7 artiști vizuali care au participat la ediția de anul acesta a Taberei Măgura au donat câte una dintre lucrările realizate pentru a fi expuse în sediul Consiliului Județean și în instituțiile subordonate. Expoziția va fi deschisă publicului până la sfârșitul lunii septembrie și va putea fi vizitată gratuit.